Exemplele de succes au însă și contraexemple. Sunt proiecte care nu au fost doar sancționate din diferite motive, dar beneficiarii finanțării au pierdut toți banii. În doar 2 ani de zile pe acest teren din Predeal ar urma să fie gata cel mai mare centru de agrement și spa din centrul țării. O investiție cu fonduri europene de 20 de milioane de lei. Așa suna anunțul în 2013, iar proiectul trebuia să fie gata în 2015. Suntem în 2021 și din câte vedem, proiectul nu este nici acum finalizat. Conform proiectului, centrul de agrement avea prevăzute saune, băi de aburi, fântâna de gheață, piscine, aquapark, salină artificială, terenuri de squash, solar și săl de fitness. Iar obiectivul principal era acela de a crește numărul de turiști în Predeal cu 15% încă din primul an de funcționare, iar perioada de ședere în stațiune să fie și ea mai mare, cu cel puțin 10%. El, ca proiect, după opinia mea, este foarte bun, pentru că este într-o zonă turistică și un astfel de centru, sunt convins că ar fi avut foarte multă atractivitate. Autoritățile locale, în primul rând, ar trebui să aleagă proiectele, repet, care ajută comunitatea și aduc dezvoltare în continuare, și apoi ar trebui să aibă oameni care știu să dezvolte astfel de proiecte. Firma care a început ridicarea clădirii nu a respectat termenele. Lucrările au fost scoase iar la licitație de mai multe ori, până când a apărut un nou constructor. Autoritățile locale din Predeal nu au reușit să implementeze proiectul cu bani europeni așa cum trebuia. Ce s-a întâmplat? Au pierdut finanțarea, iar pentru a termina proiectul au trebuit să vină cu bani de acasă, cu bani de la bugetul local. Sunt atâția ani de când a început acest proiect și încă se lucrează. Vedem muncitori acolo în depărtare care mai lucrează la centrul de agrement și spa. Am încercat să aflăm o poziție din partea autorităților când va fi gata proiectul. Nu am reușit să primim un răspuns nici de la primar și nici de la ceilalți responsabili pentru proiectul cu fonduri europene. Centrul de agrement ar fi putut revigora turismul local, dar drumul până la înfăptuire pare la fel de lung și complicat precum accesul la o poziție oficială despre stadiul lucrărilor. L-am sunat pe primar de mai multe ori ca să aflăm despre stadiul acestui proiect și când va fi gata. Și am venit la fața locului să vedem ce se întâmplă, pentru că nu am primit răspunsul autorităților. Când o să fie gata, știți? Aveți un... Și acum se lucrează doar cu fonduri locale, nu? Că nu mai există finanțare europeană. Până să vedem pe picioare acest proiect, mergem să descoperim unele care au transformat radical imaginea comunităților.